În aceste duminici frumoase de vară și început de toamnă lungă și bogată se desfășoară zilele comunelor, organizate de primarii mai vechi sau mai noi, ca adevărate sărbători ale comunităților, în care sătenii rămași acasă sau cei plecați la muncă în străinătate se întorc de fiecare dată cu drag în satul natal pentru a-și regăsi rădăcinile. Duminică 4 septembrie, Comuna Pâncești a reușit să adune alături câteva sute de localnici rămași acasă sau dintre cei plecați în străinătate să lucreze, adesea pe bani puțini. Ei s-au întors cu bucurie la Pâncești și au participat la manifestările organizate de primarul Constantin Holmanu, care a reușit să adune artiști din cele mai diverse domenii ale muzicii. Prezența Laurei Lavric, fără discuție una dintre cele mai iubite cântărețe de muzică populară românească, cu o naturalețe firească pusă permanent pe șagă, a reușit să electrizeze publicul, care a răsplătit-o cu ropote de aplauze. După recitalul, care a durat mai bine de 30 de minute, marea doamnă a cântecului popular moldovenesc a acceptat să dea un interviu postului de televiziune Roman 24, în care a vorbit despre deteriorarea muzicii populare după Revoluție, când a dispărut sistemul de cenzură al actului de cultură. Un rol deosebit de nociv îl au, în opinia marei artiste, televiziunile, apărute ca ciupercile după ploaie, care promovează fără discernământ tot felul de așa ziși artiști, care aduc în lumina reflectoarelor cântecul de proastă calitate, de mare vulgaritate, aducător doar de rating. Marea artistă Laura Lavric a spus că este adepta promovării acelui cântec care reflectă sufletul și curățenia acestui popor. Ea se numără printre artiștii care își compun singuri melodiile, în care își cântă deopotrivă bucuriile, dar și tristețile, împlinirile, dar și dramele personale. Laura Lavric, una dintre cele mai îndrăgite artiste ale Moldovei, iată prezent aici la Pâncești. Da. Cum răspundeți unor asemenea invitații? Cu toată dragostea, cu prezența mea, cu cântecele mele, care publicul drag mi le-a făcut șlagări, și am introdus și câteva melodii, înregistrări noi. Am văzut că deja lumea a reacționat, deci într-un scurt timp vor deveni și ele șlagări datorită publicului. Publicul ăla care ne iubește și care ne fac celebre și ne fac și melodiile șlagăre. Îmi place totdeauna să spun, indiferent unde sunt, publicul este familia mea cea mare și dragă, acea familie care m-a făcut vedetă, să spun așa, m-a făcut să colind lumea, mi-a creat o viață frumoasă acest public minunat, iar dacă eu pot să le răsplătesc celor care sunt aproape de mine, publicului meu drag, pot să-i răsplătesc cu dragostea mea, cu prețuirea mea, până am să închid ochii, mă declară femeie fericită. Și vă mulțumesc, să vă țină Dumnezeu sănătoși. Doamna Laura Lavric, faceți parte din generația de aur a folclorului românesc. Aș vrea să știu ce înseamnă pentru dumneavoastră perioada post-decembristă, în care folclorul nu mai este acela autentic, când cântărețul acela cu orchestra în spate. Ați pus o problemă foarte importantă, care trebuia, cei care sunt la conducerea artei și a culturii, trebuia să ia măsuri de la bun început. Acum se pare că lucrurile au scăpat de sub control și, în primul rând, datorită multor televiziuni particulare care acceptă cântăreți, cântă bine, nu cântă cântările mele sau altei colege, sau arată, sunt unele mirușini câteodată că mă numesc și eu cântăreață de muzică populară, când văd câteodată câte o femeie grasă, fără dinți, Doamne ferește, iar cântarea este îngrozitoare. Și atunci mă gândesc, Doamne, ori ce caut și eu aici? Parcă așa îmi trezește un sentiment de regret și de tristețe. Vreau să spun că ar trebui și recomand, dacă chiar se mai poate face ceva, să punem stăpânire chiciului, să dăm o mână de ajutor culturii, pentru că o nație fără cultură și fără artă nu are însemnătate. Nu poate fi definită ca naționalitate, ca nație. O nație trebuie să aibă istorie, trebuie să aibă tradiții, trebuie să aibă cântec, trebuie să aibă cultură. Fără cultură nu se poate. Ori o parte din cultură este și cântecul, pentru că prin cântec noi ne exprimăm viața, bună, rea, în cazurile vieții noastre, a celor care poate se regăsesc în cântecele noastre. Ca drept dovadă că eu îmi pun, dacă am avut în caz, cum ați remarcat poate la un cântec, că nu vreau să fac publicitate la persoana care mă năcăjește, fiind din păcate sora mea, pun în cântec, îmi cânt tristețea sufletului, o redau în cântec și poate mă mai calmez Și poate că și cei care se regăsesc în textul ăsta poate spun, uite, dacă o pățesc și Laura săracă, poate că ei or să treacă mai ușor, având în vedere că uite și Laura are necaz. Știți cum e? Că dacă te vezi numai tu năcăjit, parcă spui, Doamne, dar ce-o avut Dumnezeu cu mine, că numai eu. Dar dacă sunt mai multe necazuri, deși că noi nu le-am dorit să fie necazuri, să fie numai bucurii. Și iar revin la ceea ce ne doare pe noi artiștii. Un pic de cenzură, un pic de curățenie. Pentru că sunt persoane, chiar simple, întâlnesc prin turneile mele și le spun, Doamna Laura, dar nu spuneți la televiziunile astea că sunt unii care arată îngrozitor și cântă rău și îi vedem așa de des, da-i văd des pentru că ei plătesc. Eu vreau să vă spun că în timpul nostru, de-aia au rămas generația de aur, să spune, așa. Aur este și acum în tinere care vin din urmă, cântă frumos, sunt foarte mulți care sunt o prezență extraordinară și au un viitor în a deveni celebri. Dar sunt prea puțini, din păcate, pentru că un talent puternic, dacă îl introduci numai între buruieni, poate că e greu de cules de acolo, poate că nici nu-l vezi. Dar dacă ar fi mai multe flori, atunci ar fi și mai bine, s-ar remarca mai mult și ar fi și mai bine pentru cultură. Ar trebui să fie un pic de cenzură, chiar dacă plătesc. Vă uitați și dumneavoastră, nefiind de specialitate, poate cei care, că până la urmă eu înțeleg că televiziunile particulare sunt un business. Dar totuși, și eu dacă aș fi făcut o televiziune, poate m-aș fi uitat să vedem, cântă bine, că poate mă fac eu de râs că televiziunea mea mă cântă ăla ca dracu, dar totuși. Deci un pic și contribuim totuși la cultură, așa câte un pic televiziunea aia, un pic televiziunea aia, este foarte bine. Pentru noi toți, să nu ne bucurăm că facem un ban, să ne bucurăm că poate vin din urma noastră oameni talentați și culți. E păcat. Legea dreptului de autor, una dintre cele mai idiote legi, dați-mi voie să o spun, da, da. După Revoluție. Ce reprezintă pentru dumneavoastră care sunteți efectiv spoliați de două societăți? Da, vă dați seama, că în acea, să zic așa, să-mi fie scuzată expresia, în acea cloacă, mă găsesc și eu, din păcate, și sigur că nu-mi convine. Dacă ăsta e drept de autor cel care ia cântecul meu că fură, credeți că eu pot să mă duc să mă judec cu ei, că sunt atâția care îmi cântă cântecele. Eu negative de la televiziune, pun vorbe, pun vai de capul lor și atunci el se înscrie la Uniunea Compozitorilor și ia bani pe munca mea. Da. Și da, credeți că eu am timp sau credeți că eu câștig să mă duc 3 ani de zile? Credeți că eu aș câștiga să-mi câștig dreptul? Am timp eu de avocat și de procese și de nu știu ce să mă judec cu toți cei care mi-au cântările? N-am cum. Ați găsit aici la Puncești un mediu în care publicul a dovedit că vă adoră. Da, și să știți, spre surprinderea mea, că am mai spus așa și chiar e un pic și de glumă, știți, că zici, că spun la moldoveni, că beau, că-s bețâvi, că nu știu cum. Nu. Să știți că, uite, aici, chiar unde vorba aceea pe în jur se învârt bere, mici, mă rog, mâncarea este necesară, dar sunt... Puține am văzut, la atâta lume, eu n-am văzut unul beat. Deci dacă mai aud unul că spun moldovenii zbețivi, dacă l-aud îl bat. Deci nu toți, cum am spus eu, pentru un păduche nu se aruncă cu jocul, este o vorbă românească. Deci nu toți sunt bețivi. Și eu mai fac câte o glumă, măi. Totuși Eminescu și Creangă și ăsta, Eminescu, poate mai lua și Rorachiu și poate avea mai multe inspirații, nu? Și ați văzut și poezii. Păi să nu-l apreciem pe Eminescu? Ce dacă o fi băut un rachiu? Ce? Sau vom bere? Totul este cu măsură mică. Așadar, na. Publicul de aici a fost minunat, m-a primit foarte frumos, am venit pentru prima dată, dar am văzut cum cântau odată cu mine, știau textele. Da, deci nu se uită numai la manele sau la chici. Mă bucur că rețin. Și să știți că după Revoluție, imediat la 1 an de zile, noi artiștii am crezut că ne prăbușim definitiv. Am ajuns la mare și erau pe toate tarabele o pornografie de nedescris, nu pot să vă descriu. Așa, pornografie curată. Pe casete, nu găseai un artist instrumentist sau unul vocal, toate casetele erau numai cu manele pornografie curată. Și atunci s-au făcut sesizare tot din partea publicului, pentru că trecea acolo o femeie cultă cu copilul de mână și auzea acolo cântau la tarabe, cântau tare prostii și atunci sigur că s-au sesizat și s-au făcut fel de plângeri și de reclamații și atunci s-au luat măsuri, totuși Ministerul Culturii au luat măsuri, dar cam târziu, dar totuși să știți că tot publicul face selecție. Tot publicul. Ca dovadă, la spectacolul de astăzi a făcut selecție la ceea ce este adevărat, folclor adevărat. Vreau să vă laud generozitatea pe care ați avut-o azi în cântec, cea pe care o dați dovadă dintotdeauna. Nu v-am ridicat întâmplător această problemă în legea drepturilor de autor, ci vreau să vă relatez o mare dezamăgire a mea ca jurnalist. Da. Noi jurnaliștii suntem invitați la aceste manifestări ale comunelor, aceste zile ale comunelor, de primari care vor în felul acesta să-și facă. Sigur că da, da, publicitate, da. Am avut o mare dezamăgire din partea a două mari cântărețe foarte recente. Se vorba de colega noastră Irina Loghin și despre la moldoveni, tot de la noi din Moldova, cealaltă cum o cheamă? Daniela Condurache, care atunci când au văzut aparatul de filmat în față, au avut o doză de agresivitate cum rar mi-a fost întâlnit și au spus coboară de pe scenă dacă se continuă filmarea. Eu nu știu, Daniela este și fina mea de cununie. Da, poate îi transmite. Da, am să-i transmit, da. Foarte așa și probabil că ea e prietenă cu Irina și poate s-o fi luat după ea. Niciodată să nu te iei după nimeni, să te iei după tine. Iar eu condamn asemenea atitudini și chiar am să-i spun lui Daniela că nu este frumos, să-ți spun și public, așa, nu este frumos, pentru că aceste aparate, noi am avut nevoie și ne uitam după ele și eram fericite când veneau să ne filmeze, ca să ne lanseze. Și după ce ne-au lansat, nu le mai vrem. Ba să le vrem, Daniela, pentru că aceste aparate ne-au făcut pe noi celebri, da? Și trebuie să le urâm, să nu facem așa ca foarte mulți guvernanți care vin în campanie electorală, te pupă și când ajung în fotoliu nu te mai cunosc. Nu este frumos. Fudulia este mână-mână cu prostie, mai este o vorbă românească. Cine nu-i fudul, nu-i prost destul. Trebuie să fii modest, trebuie să fii civilizat, pentru că acest public ne-a făcut pe noi cine suntem. Publicul și dumneavoastră. Televiziuni și reporteri și... Vă dați seama că poate a fost și o greșeală noastră că nu am anunțat-o că vom filma. Dar nu trebuie să anunțați, domnule, dar eu mă duc și la anunț și la spectacole, domnule, dar să mă filmeze, că doar nu fac nu știu ce pe scenă. Fac ceea ce publicul mă știe și mă așteaptă ca să mă vadă în carne și oasă și să fiu aia de la televizor. De ce să mă feresc când mă filmați? Eu ca jurnalist vreau să vă spun că am taxat o drept aroganță și știrea respectivă a circulat pe internet, există, deja are câteva mii de vizualizări și foarte multe. Este urât, pe cuvânt de onoare că îi spun, îi dau telefon. Îi dau telefon și îi spun să nu mai fac așa ceva. O mai făcut odată și la o televiziune la Iași. Da. O cânta numai cu spatele. Nu, eu nu pot să înțeleg. Eu nu-i recunosc atitudinea asta de o bucată de vreme. Pentru că era o fată modestă, o fată cu minte, se comporta frumos, civilizată. Nu știu, probabil că pe unii celebritatea îi schimbă. Da, s-a întâmplat la... Celebritatea ne-a făcut tot acest public și trebuie să-i fim recunoscători. Pentru că ei ne-au făcut celebri. Că dacă nu vineau la noi, Daniela și la mine, să ne vadă publicul, înseamnă că nu avem să avem nume și să fim celebri în ziua de astăzi. Deci să mulțumim televiziunilor și reporterilor care scriu poate și de bine și de rău, lasă scrie de toate felurile ce văd la noi, să scrie, da. Ce vedeți la mine, să scrieți tot. Marea artistă este convinsă că există și acum tineri valoroși, dar din păcate nu promovați corespunzător. O mare problemă a lumii artistice post-decembriste o constituie legea dreptului de autor, prost întocmită și mai prost aplicată, care face posibil furtul de cântece. Pe de altă parte, artista consideră că publicul este cel care, prețuind un artist, îl poate face cunoscut sau îl poate trimite în uitare. Artiștii, în opinia Laurei Lavric, trebuie să fie apropiați de public, dar și de mijloacele mass media, cele care vin să le promoveze imaginea. Atitudinile marelor cântărețe Irina Loghin și Daniela Condurache, care au manifestat ostilitate față de redactorii televiziunilor și față de jurnaliști în general, pe care i-au împiedicat să-și facă meseria interzicând filmarea sau fotografierea prestației lor la zilele comunelor la care au fost invitate să cânte pe bani publici, este de natură, în opinia Laurei Lavric, de a le îndepărta de public și de prețuirea acestuia. Da, da, ca să vedeți viitorul. Eu să-mi văd viitorul. Da, eu viitorul, nu pot să vorbesc de viitor decât dacă aș putea să vorbesc cu Dumnezeu, dacă mă ține sănătoasă, înseamnă că viitorul e bun. Da, în ceea ce mă privește, vorbesc personal de mine, eu mă declar mulțumită cu viitorul pe care l-am. Da, adică și până când... Da, după ce voi lua microfonul, am să-l dau jos din mână, dacă n-am să mai pot să cânt sau să fiu o babă de 80 de ani să apar pe scenă, e rușinos, nu-mi place. Dar dacă eu îmi să consider, pentru că eu sunt cel mai mare critic al meu, eu totdeauna mă uit, urmăresc toate emisiunile unde am fost, dacă nu le-am văzut, poate am fost ocupată, dau telefon la televiziune că vreau să revăd, poate nu-mi place cum mi-am ținut gura, poate nu-mi place cum am fost pe scenă, poate nu-mi place costumul, poate nu a fost potrivit baticul. Deci cel mai mare critic al meu sunt eu. Poate nu reușesc de fiecare dată să mă corectez, dar eu încerc. De fiecare dată încerc să văd la mine ceea ce nu-mi place mie, înseamnă că nu place nici la altul. Și atunci eu sunt prima care eu măsur. Vă mulțumesc tare. Cu tot dragul, doamnă, și vă mulțumesc foarte mult. Și succes! Ce se poate face pentru ca muzica populară să redevină ce a fost întotdeauna, adică un filon autentic de trăiri și simțiri românești care să-i reprezinte pe cântăreți și să facă din folclor ceea ce a fost el dintotdeauna, un sumun de obiceiuri, tradiții, datini care însumate relevă identitatea românilor, existența lor străveche, este la îndemâna artiștilor însiși, dar și a impresarilor care trebuie să fie și ei profesioniști.